Dumneavoastră votați? Eu votez, dar mai târziu că am treabă acum. Ce treabă aveți? Aoleu, lasă-mă, nu mai știu. Trebuie să mănc acasă, pui apă la păsări, la măgari, multe. Ce votatul? Ce votatul? Până la ora 10 votatul. Pentru ce votăm astăzi? Pentru ce? Pentru schimbarea în rău, nu-mi bine. Aoleu. Păi cum adică? Nimeni nu face nimic, s-a dus 34 de ani la revoluție. Ce a zis Băsescu? Să trăiești bine. Am trăit? Cu ce trăim? Suntem slugă la noi în țară, eu muncesc pe 25 de milioane tocmai la Măgoșoaia, fac 3 ore cu 3 ore, 6 ore pe drum, 8 ore, 14 ore. Am ajuns slugă la noi în țară, străbunii noștri a plătit cu sânge, cu viață și cu libertate să fie țara noastră. Cu ce? Nimeni nu va face nimeni nimic. De ce? Pentru că noi suntem conduși la America. Ce zice America, executăm. Suntem sub talpa lor. Nu mai suntem noi, nu decidem noi. Nu, ca să știți. Deci, ce zice americanul? Aia face românul. Când a venit doamna aia la București și din trei vorbe le-a închis gura la toți. Deci nimeni nu face nimica. Pentru că țara e vândută. Și sacul, dacă el din el să golește, nu mai pui, ajung la fund. Și nimeni nu mai face nimic. E rău de cineva rămâne în urmă. Suntem datori, vânduți pentru draci, a luat bani. Pe noi ne-a întrebat. Și alegerile de astăzi, cum le mai vedeți? Astăzi le vedeți, că se scumpește totul. Tot ce a cheltuit ei de a mâncat X cu Y și mic și toate alea, ni le bagă nouă pe spinare, ca să știți. Și votăm așa să... Nu votăm, cum să spune lumea tare. Și cine rămâne? PSD-ul, că să zice lumea la votare. Mamă, pe cine votez? Păi mamă, ăla care mi-a mărit pensia. Care? Trandafirii, mamă. Ăștia și cine-i de jos? Până a dat pe ăla pe Bin Laden decât Dumnezeu, atât încolo nimeni. Încolo nimeni. Cine a fost conducător adevărat și a ținut cu țara Ceaușescu, datorită lui Ceaușescu, are lumea case. Acum, ca să iei un apartament, trebuie să muncești generații de generații, 3 miliarde pe puțin. Este. Cum a fost campania asta? S-au mai promis, s-au mai dat ceva? Toți promite marea cu sarea. Mie nu trebuie vorbe, mie trebuie fapte, ca să știi. De ziua alegerilor, da? Se votează astăzi. Vreau să vă întreb dacă ați fost, dacă vreți să... Uite, acum am fost. Uite, ți arăt și ștampila pe buletin. Ați luat și o icoană cu dumneavoastră? Nu, că asta le port eu în buzunar. Întotdeauna, am înțeles. Uite-le. Uite la maică, uite. Uite aici, în mâna mea, uite. De ce ați fost, doamnă, să votați? Ce v-a motivat? De ce v-ați dus? Și cum să nu ne ducem să votăm? Votăm ce avem nevoie. Pentru că eu am o pensie mititică de 500 de 5 milioane și nu mi-ajunge ca să întrețin și eu toate alea. Aia. Doar atât aveți, 500 de lei? Da. Cum reușiți să... Greu. Da. Dă unii. Nu-ți dă nimeni. În sat toată lumea mă bârfește, că spun în gura mare, toată lumea mă bârfește, toată lumea îmi dă cu asta, că sunt moldoveancă. Dacă sunt moldoveancă, moldovenii nu au drept. Sunt oameni deștepți moldoveni. Bineînțeles. Da. Și domnul Ciolacu, nu știu dacă l-ați auzit, a zis că e cam rușine așa cu moldovenii la un moment dat. Da, de ce? Să fie rușine? Nu trebuie să fie rușine cu moldovenii, sunt oameni cei mai deștepți oameni. De acolo s-au născut cei mai deștepți oameni. S-a dus un om, da, s-a dus când Alexandru Ioan Cuza s-a dus moșiul în roată ca să, aia tot i-a început pe el, că-i moldovean, că-i așa, că-i încolo și l-a scuipat toți. Ei, să vezi că s-a dus la Alexandru Ioan Cuza, mă, ce să te scuipe toți? Unii, du-te și spune-le, unii te-a scuipat, ăia te pupă Cuza. Așa este. Și ați vrut să vă duceți, chiar dacă în baston, cum ați putut, v-ați dus am până acolo? 72 de ani, m-am dus până acolo, mulți stau acasă, nu mă duc acum de dimineață să le dau votul. De ce e important, domnule, să nu stăm acasă, să mergem? Păi eu așa zic, așa e bine. După ce că suntem o comunitate mică, așa, trebuie să mergem să votăm acolo. Că e bine, că e rău, trebuie să mergem înainte. Știți că sunt alegeri? Da. Vreți să vă duceți, nu vă duceți, ce faceți astăzi? Mă duc. De ce vă duceți? De plăcere. Cum a fost campania asta? A venit cineva pe la dumneavoastră? N-a venit nimeni. Dar totuși vă duceți. Mă duc. Când vă duceți? După amiază. Știți cu cine votați? Știți ce o să faceți sau vă mai aveți timp de gândire? Mai ne gândim. Vă mai gândiți. Că e jale între ei. Și când vă hotărâți? Pe la două, trei. Da, mă duc normal că mă duc, dar întâi să-mi beau și o cafeaua și după aia mă duc. Ce votăm astăzi? Pentru ce? Nu știu pentru ce, o să mă interesez și eu, că n-am fost, că nu sunt adeptul televizorului, nu... Nu știți exact ce vot. Nu. Vă mai informați, încă nu... Da, încă nu sunt. Când? Că astăzi... O să vorbesc acum cu fratele meu. Astăzi sunt. Trebuie da, să văd... Să mă duc cu fratele meu. Da. De ce vreți să votați? Care e motivul așa? Motivul pentru român nu e nimica. Mă înțelegeți? Pentru ei.
Și ștampila acolo o puneți așa în funcție de ce? Care e criteriul? Cum faceți? O să-l întreb și pe fratele meu să vedem, să fiu mai sigur așa. Faceți să... o ședință, acum s-a aflat exact. Da. Ce... A fost la alegeri? Am fost. De ce ați fost? De ce ați fost? Ce... De ce ați fost? Ce v-a motivat? Eu am făcut armata și trebuie să mă votez. Eu am livre militar, nu mă bag cu nimeni. Foarte bine. Pentru ce am votat astăzi? Pentru ce funcții? Pentru ce, nu nume să ne spunești, pentru ce funcții am votat? Ce ați pus acolo? Pentru? S-a votat pentru primari, îți dă 5 de alea. Așa. Sunt multe? Cum vi s-au părut așa? Nu. E puține. Puține. De la 20 în sus. Pentru europarlamentare asta? Europarlamentari, m-auzi dumneata? Acolo cât sunt? Cât sunt? Că nu știu cât ați spus că trebuie să ajungă. Cât sunt? Și care e primul? Că lumea nu știe ce întrebie mie europarlamentar. Prima auzam că e la Iohannis. Iohannis e primul pe listă, nu știu că n-am văzut. Ce trebuie să facă un europarlamentar? Nu sau... face nimeni nimic. Ați văzut ce ne-a făcut? A distrus o țară județeană. A rămas tot cea veche. S-a mâncat banii și acum a fărâmat ca să vadă unde să bagă banii. Nimeni nu face mâna. Pentru că o mână se spală pe cealaltă și amândouă face fața. Zice, bă, cum n-ai făcut, nu fac nici eu. Și banii care îi bagă la ei în buzunar, să știți. Și europarlamentarele astea stă așa, nu... Deci niște bani cheltuiți degeaba. Banii aia putea să facă, uitească, e școala la Ulmene închisă, intră soboranii să facă cămile, că sunt mulți oameni amărâți, că copiii lor au plecat zlugi în străinătate. Au plecat. Școala e închisă și copiii? La urlui e închisă o singură clasă. Atât, da. Grădinița. Deci de ce o ține? Școala e făcută din banii la bătrânii noștri, a contribuit și cu muncă voluntară. Și atunci de ce totuși vă duceți? De ce totuși? De ce mă duc? Da, de ce totuși vă duceți? Păi de ce mă duc? Mă duc să văd mafia comisia, că un membru de la ia 20 de milioane, că te rog frumos spune aici. Eu iau 25 de milioane și muncesc o lună de zile, numai dumneavoastră. Să confruntați mafia acolo. Mafia. Dumneavoastră trebuie să vă descurcați cu ea 500 de lei pensia. Cum reușiți să-i drămuiți, să-i... Uite așa, să mă duc și la doctor, că am și diabet, maică. Sunt bolnavă, uite, mâine trebuie să mă duc la doctor și întrebi bani. Că nu la doctor, că la numea când aude că am pensie mică. Dar știi care treaba? Să plătesc aia care mi-a sângele. Că am glicemie, glicemie mare, mai mă supăr, mai mă asta, te superi de la neajunsuri, ca neajunsurile nu-ți ajunge. Nu-ți, chiar dacă sunt singură. Dar nu poți să stai nemâncat, nu poți să stai. V-ați descurcat, doamnă, că mulți se plângeau că avem 5 buletine, v-ați descurcat cu toate acolo. Da. Europarlamentare, primar. Mi le-a pus fetele alea, că mă știi că asta, mi le-a pus așa la rând. Unde-i primarul, unde-i președintele, unde-i ăsta. Și pe acolo, la urnă, a venit cineva și m-a ajutat, că nu puteam cu toate să mă... Ați votat pe cine ați vrut, nu v-a influențat nimeni? Nu, domnule, fi, nu. Auziți, dar cum? Aha. Eu, dacă am intrat acolo, am pus ștampila la cine am crezut eu. Foarte bine. Așa. Dar nu e așa bine? Bineînțeles. Că dacă vine ăla și îmi pune sola în coastă, votează pe Cutărelu. Eu votez acolo pe cine vreau eu și pe cine știu eu. Un Vlad Țepeș ar trebui acolo. Și pentru buni și pentru hoți. Că și bunii câteodată sunt hoți. Cei care, vreau să spun, în sensul bun al cuvântului, cei buni, ăștia care îi papalagez la televizor. Și dumneavoastră? Nu pot să mă duc pentru că sunt invalid. Și aștept turnat. Și ce mi-a spus unul din votanți? Mi-a spus că trebuia să fac cerere cu 72 de ore înainte. Eu n-am știut, nu m-a anunțat nimeni. Dar toți a venit și mi-a dat cu un fluturaj. Dar nu spunea că trebuie să fac și o cerere. Da. Și acum îmi spune că ce credem, nu vii? Păi dacă nu pot, n-ajung. Dar de ce vreți să vă duceți? Ce vă motivează așa? De ce? Vorba lui vecinul. Avem o vârstă în care la un moment dat trebuie să votăm pe cineva. Că dacă noi, eu nu mă duc, el nu se duce, altul nu se duce, este aceeași. Ce facem? N-am făcut nimic. Mă duce toată ziua. De ce? De ce vreți să vă duceți? Ce? Nu știu nici eu. Nici eu nu știu. Dar vreți să vă duceți? Vreau să mă duc, da. Pentru ce votăm, doamnă, astăzi? Pentru ce votăm astăzi? Pentru alegeri, eu știu. Văd și eu la televizor ce spune acolo. Și vreți să vă duceți mai târziu? Vă mai gândiți până atunci? Mai după masă. Uitați că ne ducem, de ne-am îmbrăcat așa frumos. De ce vă duceți, doamnă Lager? De ce? Pentru o schimbare mai în bine, pentru un trai mai bun. După părerea mea, să fie mai bine în țară. Dumneavoastră, de ce vă duceți? Tot așa pentru schimbare, dar să fie mai bine, nu să fie cum a fost cu restricții cu mama nebii. Pentru ce votăm astăzi, doamne? Pentru ce funcție? Pentru
astăzi sunt pentru primar și pentru consilieri. Și europarlamentari. Europarlamentari, da. Da. O să vă dea 5 de alea, ați văzut cu 5 de alea. Da. Și Consiliul Județean. Da. Deci sunt foarte multe buletine. Sunt vreo 5, o să vă dea 5 și o ștampilă. Da, vă descurcați, doamnă, până la urmă, vă descurcați. Da, mă descurc, am și emoții un pic. Mă scuzați, am emoții un pic, așa. Și spuneți că v-aș îmbrăca frumos. Asta e. Ne luăm de acum, ca să nu mai avem, la urmă, că avem alte treburi. Și să o ducem mai bine, să nu mai fim cu ajutorul social. Deși cu ce câștigă, mă rog, el ce așa... Ce câștigă, mă, tăși, bă, din gură, nu mai vorbim cu chestii, bă, tăși, bă, din gură. Cum a fost campania asta? N-a fost bună deloc. De ce? Pentru că nu s-a pus multe puncte la discuție și nu s-a decât în ultima, cum să zice, când ne-am strâns. Atât. Mafia. Și are să iasă, dacă mai stai pe aici, o votare cu bătăi, ține minte ce spun eu. De ce? Că vrea să rămâne subsemnatul, rămâne. Nu e nimic cu mine. El știe ce a început și știe ce a de făcut. Ăsta e un cămătar și un analfabet. S-a dat ceva pe aici? Ați auzit ceva? 5 milioane, uite, l-a dat la oamenii lui, nu mie. Aici. 5 milioane cum? 5 milioane pentru... A făcut masa, am mâncat toată 1000 de litri de bere, care se reprezintă 100 de găleți, și 5 milioane și dă alea bluze pe NL-ul. Și mie nu mi-a dat. Unde a avut loc? Pe stadion acum, chiar pe 1 aprilie. Stadionul la Margareta. A fost filmat totul, prin satelit, cu dronă, cu tot. S-a dat calul. Mici! Deci am mâncat și săracul și băgatul. Și de-alea i-a sui pe scenă, a fost formația de la Craiova, a fost Măgureanu, deci a fost unicat. A fost. Vă duc și până într-acolo, uite, mă rețin în fața, ieșit la laboratorul stomatologic. În fața dispensarului. Uitați, domnule, veniți încoace să vedeți, uite, trandafiri, iarba asta de când a plecat una din doctore. Uitați, eu stau aici. Uitați cum este. A părăsit primăria, ce face domnul? Uitați-vă în șanțul ăla ce e. Altfel a venit cu fluturaș, cu ce facem? Domnule, a venit că dacă doriți, ce ai făcut, băi, uite, când ai făcut asfaltul, că cu utilajele lui l-a făcut așa, cu Dragnea pe mână, așa, uitați ce a făcut șanțurile. Șanțurile trebuia făcute, taluzate, din beton, uitați-le cum e. Nu, acum e asta de la... Da. Uitați-le, dar nu zic, uitați-vă aici. Dacă vreți să mergeți, să vedeți unde stă doctorul acolo, să vedeți cum e. Îl mănâncă, uite, ia uitați-le, filmați acolo. Dispensarul uman. Ce a făcut? A făcut altă primărie? S-a ocupat de... Zice că a făcut centru de permanență. Centru de permanență era aici. Unde e? S-a dus la primărie, acolo e două primării. Una lor și una a proștilor. E important să mergem la voi, să nu stăm acasă? Da. De ce? E important. De ce? Eu am animale, am multe, dar acum mă duc aici, în vale. Am votat și mă ocup cireța la oi. Ce faceți acolo la oi? E oile mele particulare. Cât aveți? 80. Da, e ale mele particulare. Și vă descurcați cu ele? Scoateți ceva profit? Nu, no, mi-a crescut că mi-a fost drag de ele. Am și cai, am și oi, am și vacă, eu mi-a fost drag de ele. Mai ales de oi. Că puteam să renunț la oi să mă pui de capre, nu. De ce vă plac mai mult oile? Mi-e drag de ele. Am mai mers cu, era cu gălețile, cu mama nebice mai. Era acum vreo 10 ani sau 20 de ani. Da. Și acum spuneți că ați votat pentru o schimbare, poate să întâmple ceva. Da, bine. Da, bine, noi suntem cu PSD-ul. Da, fiecare... Da, păi, ce... Păi da. Acum a spus ce să... E secret, da. Da, știu, bine, știu. Că la urne nu... 5 buletine v-ați desfrâncat cu toate? Nu le-am semnat pe toate, cum de să le semnesc pe toate? De ce nu? Păi că nu am semnat. Ce să fac cu PNL-ul, ce să fac cu... Nu, cu toate v-a dat 5 de alea bulet. 5 de alea buletine. Și nu le-ați pe toate? Nu le-am putut atât. Celelalte? Și primărul de aici. Celelalte europarlamentare, alte buletine? Nu. Eu dacă sunt la țară... Da, ați votat și pentru europarlamentare, ați spus și pe buletinul cu europarlamentare și ștampilă? Nu. N-am spus. N-am pus. De ce? N-am pus că nu mi-a convenit. Eu de când am plecat militar din armată, am stat vreo 20 de ani în armată și am spus de la Buziaș, plec, votez decât primarul, atât. Sunt înjurat. În armată m-am înjurat. Da. Dar tu sunteți... Da, am fost înjurat. Eu președinte nu votez, eu parlamentar nu votez. De ce? Nu vreau. V-a interesat campania asta? Nu. De ce? Fiindcă nu sunt mulțumit, ce votăm, nu ne ies. Tot încercăm. Încercăm, dar n-avem cu cine.
Și vă mai duce sau nu? Mă duc. Vă duceți, dar nu fără... Nu, nu duc, am tot muncesc la casă. Vedeți cum arăt. Alegerile astea nu avem așa mari speranțe? Depinde cine iese, că degeaba vorbim noi, că toți cei care vor să iasă, tot ei ies. Indiferent ce votăm. Mulțumesc, sănătate.